Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Florin Câțu a trecut, fiind votată de 281 de parlamentari de la PSD și AUR, partide de opoziție, dar și de cei de la USR, formațiune care până de curând a făcut parte din executivul mai sus menționat. Ca și la București și în teritoriu, inclusiv în județul Hunedoara, comentariile despre rezultatul moțiunii sunt numeroase. Liberalii, principalii vizați de această moțiune, consideră că s-a format o alianță irresponsabilă, care, prin acțiunea sa, s-a îndreptat împotriva unei singure persoane și nu a guvernului. Vetuța Stănescu, președintele PNL din județul Hunedoara, opinează că această criză politică a fost creată inutil, iar moțiunea a fost una inoportună, ținând cont și de celelalte probleme cu care se confruntă România. S-a format o alianță absolut irresponsabilă, o alianță USR plus PSD AUR, care s-au focusat împotriva unei persoane și nu împotriva guvernului. Momentul de față este unul nepotrivit pentru că ne găsim în plină criză pandemică, ne găsim în criză a facturilor legate de energie, ne găsim într-o criză profundă în România și mai declanșăm și o criză guvernamentală care, din punctul meu de vedere, este una irresponsabilă și creată absolut inutil într-un moment nefavorabil pentru România. În ceea ce privește refacerea fostei coaliții de guvernare, în care alături de PNL și UDMR să revină USR+, Vetuța Stănescu a declarat că în acest moment nu se poate vorbi despre așa ceva, dar nu exclude acest lucru pentru viitor. De asemenea, liderul liberalilor hunedoreni a mai precizat că votanții moțiunii de cenzură au format o coaliție bolnăvicioasă pentru România. În acest moment nu cred într-o refacere a coaliției de guvernare USR+, PNL, UDMR, dar lucrurile în timp probabil se va găsi o rezolvare. Sigur că ați văzut, președintele României o să invite la consultări toate partidele politice și se va găsi o soluție pentru România. În acest moment socotesc că în continuare cred că este un moment nefavorabil pentru criza actuală guvernamentală creată de o coaliție absolut bolnăvicioasă și nesănătoasă pentru România. Pe de altă parte, cei de la USR+, aliații de până mai ieri ai PNL și UDMR, consideră rezultatul moțiunii de cenzură drept unul previzibil. Oana Biriș, președintele USR+ din județul Hunedoara, spune că o criză politică era puțin de dorit, dar aceasta era singura variantă de a se face reforme reale în România. Ca orice om de bună credință, consider că rezultatul era previzibil, moțiunea de cenzură împotriva guvernului trebuia să treacă. România trece printr-o situație dificilă de multă vreme. România are nevoie de reforme reale. Într-adevăr, acum trecem și printr-o criză sanitară și economică. O criză politică era foarte puțin de dorit, dar atât timp cât nu se pot face reforme reale pentru a putea remedia ceea ce este de remediat în țară, altă soluție, din punctul nostru de vedere, nu exista. Referitor la refacerea alianței dintre PNL, UDMR și USR+, Oana Biriș opinează că aceasta este singura care poate guverna țara în viitor. Președintele USR+ din județul Hunedoara a mai menționat că formațiunea pe care o reprezintă este dispusă să se așeze cât mai curând la masa negocierilor cu celelalte două partide din fosta coaliție de guvernare. USR consideră că doar o alianță PNL-USR-UDMR poate conduce țara în acest moment. Rămânem consecvenți declarațiilor inițiale. Ne dorim să ne reîntoarcem la masa negocierilor cu PNL și UDMR. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va chema partidele parlamentare la negocieri săptămâna viitoare. Până la formarea unui nou executiv, țara va fi administrată pe un termen de 45 de zile de guvernul demis, care, în situația dată, nu poate emite ordonanțe și nici proiecte de lege, ci îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice.